Bună, copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei, Coșmarul Împăratului. Textul de memorat îl găsim în Amos, capitolul 3, cu versetul 7. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. La scurtă vreme, după ce Daniel și tovarășii lui au fost aleși printre înțelepții Babilonului, s-a întâmplat ceva înspăimântător. Într-o zi, Arioc, căpetenia slujitorilor împăratului, a venit la ei să le spună că împăratul poruncise ca toți înțelepții să fie uciși și că trebuia să îi prindă pe ei și pe ceilalți. Ce se întâmplase? Căpetenia le-a mai spus că împăratul Nebucadnețar avusese un coșmar înspăimântător, dar nu își putea aminti visul și nici de ce îl înspăimântase atât de tare. Pur și simplu știa că fusese un coșmar înspăimântător și fără îndoială că era ceva foarte important. Niciunul din cei despre care se spunea că erau înțelepți nu reușise să îl ajute și acum era atât de supărat încât poruncise ca toți înțelepții să fie uciși. Iată ce se întâmplase. Când s-a trezit și nu a putut să își amintească visul, împăratul a crezut că știa exact ce era de făcut. Haideți să citim Daniel, capitolul 2, cu versetele 1 la 3. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște vise. Duhul îi era tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldeeni ca să-i spună visele. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis: am visat un vis, duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Desigur, înțelepții i-au cerut împăratului să le povestească visul, dar împăratul le spusese deja că dorea ca ei să-i spună visul. Se presupunea că ei pot face astfel de lucruri magice și le-a și spus acest lucru. Dacă nu îi spuneau ce visase, urma să aibă mari probleme. Dar dacă reușeau să-i spună visul și semnificația lui, împăratul le-ar fi dat mari bogății. Probabil că satana le-ar fi dezvăluit visul acelor înțelepți păgâni dacă ar fi putut. Dar nu a putut. Știi de ce? Satana nu poate ști ce gândim. Nici măcar satana nu știe ce visase împăratul. Gândește-te! Deși satana nu poate spune cu certitudine ce gândim, crezi că își poate da seama din modul în care acționăm dacă noi ascultăm de el sau de Dumnezeu? Chiar și atunci când nu putem vorbi cu Dumnezeu în gând și îi putem cere să ne ajute pentru că el știe ce gândim noi, crezi că satana ar vrea să facem acest lucru? Deci, împăratul Nebucadnețar vorbea cu câțiva din înțelepții lui și aceștia erau speriați. Ei știau că nu puteau oferi ce le cerea împăratul. Împăratul era sigur că ei mințeau. Poate că s-a gândit că vor inventa o semnificație pentru visul lui și le-a spus că nu îi va lăsa să îl păcălească. Acum înțelepții și-au dat seama că erau în încurcătură. Din nou au încercat să îi transmită împăratului că era imposibil să-i spună semnificația visului dacă mai întâi nu le spunea ce visase. Ei i-au spus că nici unul din zei nu le putea spune ceea ce el ceruse. Era adevărat, nu-i așa? Idolii erau lipsiți de valoare, dar acum împăratul era sigur că ei mințeau. Cuprins de mânie, el a poruncit ca toți înțelepții să fie uciși, nu doar cei cu care vorbea el. Tocmai de aceea, Arioc venise să îi ia pe Daniel și pe tovarășii lui, care nu fuseseră prezenți împreună cu ceilalți înțelepți la discuția cu împăratul. Gândește-te, tu cum te-ai fi simțit dacă ai fi fost prezent când căpetenia le-a spus lui Daniel și tovarășilor lui despre problemă? Te-ai fi speriat? Ce ai fi făcut? Părea că Daniel și tovarășii lui urmau să fie uciși împreună cu ceilalți înțelepți, dar au intrat ei în panică. Probabil că toți ceilalți înțelepți și familiile lor
au fost îngroziți, dar Daniel și tovarășii lui aparțineau unui Dumnezeu în care se puteau încrede. Așa că Daniel, asumându-și un mare risc, a mers la împăratul Nebucadnețar pentru a-i cere timp ca să-i poată spune visul și semnificația visului avut. Probabil că împăratul și-a amintit că acest tânăr, amabil, care stătea în fața lui, era unul din cei 4 elevi foarte inteligenți pe care îi examinase. Poate că s-a întrebat dacă Dumnezeul lui era cu adevărat mai puternic decât Dumnezeii celorlalți înțelepți, așa că a hotărât să aștepte. Daniel s-a întors în grabă la tovarășii lui ca să le spună că împăratul le acordase mai mult timp. Cu toții știau că își puteau salva viața într-un singur mod. Cât de recunoscători trebuie să fi fost că aleseseră să se încreadă în Dumnezeul minunat și puternic. Ei știau că El îi putea ajuta dacă acesta era planul lui pentru ei. Biblia nu ne spune cât de mult s-au rugat, dar poți fi sigur că s-au rugat stăruitor pentru ajutor. Ei știau că doar Dumnezeu le putea spune atât visul, cât și semnificația lui. Gândește-te, în ce mod demonstrează deja Daniel și tovarășii lui că ei alegeau să îi fie credincioși lui Dumnezeu? Îi binecuvântase Dumnezeu deja pentru alegerea lor? Cum? Lucrurile pe care le facem și le spunem arată dacă alegem să ne asemănăm cu Dumnezeu și să ascultăm de poruncile Lui? Daniel și cei 3 tovarăși nu mai aveau multe zile de trăit dacă Dumnezeu nu îi ajuta. Ei se încredeau în Dumnezeu să facă ce știa El că era mai bine. Dumnezeu deja îi dăduse un dar special lui Daniel, acela de a înțelege lucrurile importante referitoare la viitor prin vise și vedenii. Ce s-a întâmplat în acea noapte după ce Daniel și tovarășii lui s-au rugat pentru ajutor? Haideți să citim versetul 19. După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Rugăciunea lui Daniel de mulțumire este foarte frumoasă. Ea ne arată că Daniel știa de unde provenea înțelepciunea și că nimeni nu ar trebui să se mândrească vreodată că este înțelept. Putem fi doar recunoscători pentru acest lucru. Acum, sosise vremea ca toți înțelepții să fie uciși, asta dacă Dumnezeul lui Daniel nu făcea ceva ce Dumnezeii celorlalți înțelepți nu puteau face. Zeii lor nu reușiseră să spună visul împăratului și nici semnificația lui. Era Dumnezeul lui Daniel mai puternic? Va putea să le descopere pe amândouă? Da, Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel atât visul cât și semnificația lui. Acum, Daniel i-a spus lui Arioc că era pregătit să îi vorbească împăratului. Probabil că Arioc era foarte entuziasmat în timp ce îl ducea în grabă pe Daniel la împărat. Acum și împăratul era entuziasmat. Chiar îl putea ajuta Daniel? Primul lucru pe care l-a făcut Daniel a fost să-i spună împăratului că Dumnezeii celorlalți înțelepți nu îi puteau descoperi visul, ci era un singur Dumnezeu care putea. Apoi Daniel i-a reamintit împăratului că înainte de a merge la culcare în seara în care a avut visul, el s-a gândit ce se va întâmpla cu împărăția după moartea lui. Împăratul Nebucadnețar era foarte mândru de Babilonul cel Mare. Chiar își dorea să dăinuie pentru totdeauna. Poate că împăratul a dat aprobator din cap în timp ce asculta. Exact la asta se gândise, dar cum rămânea cu visul? Gândește-te! Satana nu poate spune întotdeauna ce gândim, dar știe tot Dumnezeu întotdeauna? Sigur că da! Înainte de a-i spune împăratul visul, a avut și semnificația lui. Daniel i-a reamintit că Dumnezeu îi cunoaște gândurile și că îi trimisese un vis care să îi spună ce urma să se întâmple în viitor. Chiar până la momentul revenirii lui Isus, visul îi vorbea împăratului despre singurul Dumnezeu adevărat, iar el dorea ca împăratul să se gândească la alegerile lui. Apoi Daniel i-a relatat împăratului visul. În timp ce Daniel vorbea, probabil că împăratul s-a plecat înainte aproape, că nici nu mai respira. Care era visul? Ce palpitant! Haideți să vedem
Să citim de la 31 la 35. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur, curat. Pieptul și brațele îi erau de argint, pântecele și coapsele îi erau de aramă. Fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte din lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Dintr-o dată împăratul și-a amintit visul. Tot ce îi spusese Daniel era exact ce văzuse el în vis și acum își amintea fiecare secvență. Desigur, de acum era nerăbdător să afle semnificația lui. Dar înainte de a-i spune semnificația, Daniel i-a reamintit din nou împăratului că Dumnezeul cerurilor este cel care dă putere împăraților. El îi făcuse pe Nebucanețar capul cel mai important. Împărății din lume, la acea vreme. Gândește-te! Și pentru noi este foarte important să cunoaștem visul și semnificația lui. Putem să înțelegem mai mult decât a înțeles împăratul. Nu este palpitant? După ce a spus împăratului visul, Daniel i-a explicat și semnificația lui. Fiecare parte din acel chip uimitor, începând de la cap, reprezenta împărățiile care urmau să se succeadă în lumea noastră din vremea Babilonului și până la a doua venire a lui Isus. Probabil că împăratul Nebucadnețar a zâmbit când Daniel i-a spus că el era capul de aur. Dar apoi, în timp ce Daniel ieșea, împăratul și-a dat seama că puternica și minunata împărăție a Babilonului nu avea să dăinea pe vecie și nici celelalte împărății. Brațele și pieptul de argint reprezentau Medo-Persia, pântecele și coapsele de aramă reprezentau Grecia și picioarele de fier reprezentau Imperiul Roman. După Imperiul Roman, urmau mai multe națiuni diferite. Acestea erau reprezentate de picioarele de fier și lut. Asta însemna că unele din ele erau puternice precum fierul, iar altele slabe ca lutul. Nimic nu avea să reușească să le facă să fie o împărăție puternică, unită, la fel ca celelalte. Apoi, Daniel i-a explicat că piatra, care a lovit chipul și a spulberat, reprezenta împărăția lui Dumnezeu care va fi instalată la venirea lui Isus. Aceasta nu va fi ca celelalte împărății, va fi perfectă și va dăini pe vecie. Împăratul afla că Dumnezeul cerurilor era singurul Dumnezeu adevărat. Ce a spus el despre acest lucru după ce Daniel și-a încheiat prezentarea visului și semnificația lui? Haideți să vedem versetele 46 și 47. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Deoarece Daniel îi descoperise visul și semnificația lui, împăratul nu i-a mai ucis pe înțelepții care nu i-au putut spune visul. Apoi i-a făcut pe Daniel și tovarășii lui oameni de seamă în împărăție. Gândește-te, noi trăim în vremea picioarelor de fier și lut, ceea ce înseamnă că aproape este timpul ca Iisus să vină. Semnificația visului împăratului te ajută să-ți dorești să fii gata în fiecare clipă pentru venirea lui Iisus? Aceasta va fi asemenea pietrei care lovește picioarele chipului și va însemna finalul tuturor împărățiilor nelegiuite din această lume. Dumnezeu ne descoperă viitorul. Noi trebuie să fim atenți și să citim ca să știm unde ne aflăm. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!